Soarele. Bro, what the fuck? Pantalonii, lăsați așa pantalonii, să se vadă chiloții. Poate de sărbători am luat și mașina. Am fost până la Giurgiu cu ea. Frumos. Singura problemă e că face pană pe dreapta de 9 în 2 ore, mă opresc să bag ăla, cum se cheamă, era să zic compensatorul. Cum dracu se bagă la brichetă, la priză acolo, să bagă la mașină? Și bagi, dă 2 în 2 ore, mi se desumflă roata. Apoi acum, ce să vorbim în cabaș gura voastră, că am trecut de la Opel la Mercedes și nu știu să merg cu Mercedes-ul în cabaș gura voastră, cu senzor, auzi? Nu știu să fac parcări cu fața, cu spate, cu lateralul. Dacă găsesc un loc, dă 4 mașini acolo. Gagica mea stătea în spate. Și îmi făcea semnul unde să parchez. Și îmi făcea senzorul ăla ca toți dracii. Și 2 ore mi-a luat să mă gândesc, mă, cață, de ce face senzorul ăla că eu n-am nimic în spate. Și după 2 ore mi-am dat seama că e gagica mea în spate. Vă dați seama, e cam greu cu senzorul ăștia, mă, cap aș gura voastră. E greu cu senzor. Ce senzor, bă, trăiți ar familia ta la Opel, dăteam, dărâmam zidul la vecine și de bun la cap, făceam, așa făceam mașina când. Să trec de la ale. Să nu mai zic că mi-a recunoscut ăștia mașina din vlogul de la zbâr, cred că vreo 200 de înși. Unul s-a luat cu BMW-ul la întrecere cu mine. Ia stai că e greu. E greu cu metri, stai că apăs pe sport. Și când am apăsat, am dat drumul la căldură. Ce să mă trec pe mine cu butoane, apă zici că e avion. Zici că e avion, trăiți ar familia ta, o să apasă pe sport, apasă pe alea. Donate 5 euro. Mă, e pe mine din Opel, care ce aveam? Aveam schimbătorul și apăsam pe pedalile alea și mergea mașina undeva. Schimbătorul aici de alea, am dat dreacul să dau drumul la ștergătoare, am dat drumul la semnal, nu mai revine semnal, nu mai știu să dau cum să revine semnal, nu mai știu cum să dau. Dă manetile alea, nu știu ce face nâul ăla de la... De ce-i pus nâul ăla acolo între alea la... De la neagul, de la ce-i pus ăla? Râdă la rachetă, râdă la... Nu înțelegi nimic, mă, capa jura. Cred că mi-a vreo 2-5 ani de zile, între 2 și 5 ani de zile, cred că mi-a să mă obidui și cu mersa noastră, trei var familia voastră să bătrească. Era și eu trei var familia voastră, ia uitați-vă. Bac și om, că mi-a luat, că n-am, am Bluetooth decât pentru telefon să vorbesc, n-am Bluetooth să ascult muzică și mi-a luat de la adaptor, de la ca la Opel, să ne amintim de vremurile bune. Brichetă la brichet. Și bag și o melodia asta, mă, capa jura voastră, în mașină. Eu cu gagica mea, așa și bag și o melodia asta. Bac și o melodia asta în mașină. Și merg la Giurgiu pe drumul ăla frumos, geamul deschis, că sunt învățat ca la Opel că nu merge geamul. Și când deschideam geamul să fumez, nu mai îl închideam. Și mergeam cu geamul deschis 20 de ore dacă era nevoie. Cu geamul deschis frumos și cu melodia asta, mă, cava și pula voastră în merțar, ia auzi aici. Mergeam așa, ia uite. Să moară mama dacă așa mergea. Mă uitam, ia uite. Mi-a spus că mă iubește mult. Așa mergeam. Dar și că a suferit prea mult. Nici măcar nu o mai aud. Mă întreb ce căutăm în filmul ăsta. Și odată aud în dreapta: oprește-l morții, mătii, melodia aia ascuns cu mine, melodii de amante. Futu-ți morții, mătii, în gât. Să cad cu mașina la Călugăreni în șanț. Când a început nevastă mea să urle, dată zic, băi, dar ascultam o melodie, n-am treabă cu... Băi, băiat, să cad cu mașina în șanț, mă, cu Mercedesul la mâncat, să intru direct în rost, să cad să apar la știri cu mașina rond. Când a urlat aia odată, m-am căcat pe mine, ești prost. Că a început să cânte partea asta, stai așa. Asta. Că ar fi soția perfectă, pe când cealaltă e partida discretă. Când a auzit gagica mea, nevastă mea asta, a făcut așa odată. Am văzut-o cum a clănținit-o. Când a urlat odată, oprești odată melodia aia! Al dracu ascult cu mine melodii de amante în mașină. M-am speriat un pic, vreți să vă mint? Un pic așa m-am speriat un pic mai mult, să trag dracu stânga de volan să cad. Și să nu vreau să vă zic, mâncava și gravă, mă dor mâinile când condu mașina asta, că la Opel era simplu, stânga dracu. Bă, dracu e și grea. Și zici că n-are servo direcție, când dau dracu fac gangliona sub braț, mâncava și gura voastră, când stau să dau stânga, dreapta de volan. Zici că merg cu vaporul, bă, trăivar, familia voastră să vă trăiască. Dacă după 2 zile ne-am dat și noi drumul, seama eu cu nevasta mea cum dă și noi drumul la căldură, trebuie, că nu știam, mă, vreți să vă mint, la căldură, la clima aia, nu știam, am dat și noi de butoane aia după acolo și așa, râdeam ca proștii mașină, face, bă, dar țăran suntem, păi dacă n-am avut, bă, mâncava și gura, de unde dracu să știi, mă, trăi bar familia voastră,
măi pe mine de la Giurgiu, de la București pe mine, măi pe mine, mă pun pe mine în astea, în, în, în deltaplanile astea, în avioanile astea. Păi da, păi da, frumos am stat pe spate, mâncava și gura voastră, a fost frumos rău de tot zilele astea, a fost frumos rău de tot. Cu Merțan la bloc, am viață de șmecher, mă, să moară familia. Merg cu Merțanul la să moară familia mea cu mâinile așa, e scaun dat în spate, că nu știu să-l dau mai în față. Și zic că pe bune, că sunt șmecher de ăla. Uite așa merg, dar abia ajung la volan, mă doare dracu, fac întindere la mână când conduc. Păi da, e greu cu Merțanul, trăim la familia voastră să vă trească. Am fost, am dus-o la reparat la mecanic, mi-a pus, mi-a completat... Când am dus mașina la mecanic? Acum 4 zile. Am dus mașina la mecanic, mi-a băgat lichid de frână, după 4 zile numai lichid de frână. Mai râdem și noi, mai alt. Marcă în punct frână, are un pic de delay, așa, are un pic de delay, dar asta e și așa ne jucăm jocuri. Mai facem picuri, mai facem asta, așa face și cu Merțanul. Ne dăm și noi seama că pun la frână, dăm față, până și noi mai dăm timp așa. Păi da, mare, deci nu e mare. Ce vrei, mă, trebuie să bagi bani în orice mașină, nu? Opelul meu să moară aia, dar n-am băgat în 5 ani de zile 50 de milioane, atât, în 5 ani de zile. Am căzut cu el după Transfăgărășan, am intrat cu el în tir, am dat cu el toți pereții, am dărâmat garaje, am dărâmat, am mers cu el pe câmp, am mers. N-are treabă Opelul meu, mâncați și curat. E greu. Mi-e greu să mă obișnuiesc. De la stat inconfortabil, cu căldură în scaune, trăivar, familia voastră să vă trăiască. Mă, căldură în scaune, apăsați pe un buton și te încălzește la cur. Trăivar, familia să vă trăiască, apeși pe buton și se încălzește scaunul. Singura dată când se încălzea scaunul la Opele, când încădea țigara din gură și uitam că mi-a căzut și, și se punea sub găoază de mi-ar dea blugi. Atât. Auzi căldură, dai pe butoanele alea și te încălzește și la spate, și la șale, și la ale. Trăivar, familia să vă trăi. Auzi la ăștia, căldură în scauni. O să-mi ia până mă obișnesc, vreo 25 de ani de zile. Scaunile au airbag. Eu știu ce dracu e la airbag. A, e ăla de explodează când face accident, de explodează în gură. Desface fața ca lui Carolina, nu? După ce explodează, desface fața. Marde.